Bună, dragilor! Azi vom învăța împreună cum se realizează o descriere. Știu, sunt convinsă că aveți și voi animale preferate. Azi vă prezint animalul meu preferat. El este pinguinul imperial. Ca să ne fie munca mai ușoară, când dorim să realizăm o descriere despre animalul nostru preferat, putem să facem un brainstorming, adică să scriem toate cuvintele, toate informațiile care ne vin în minte în legătură cu animalul ales. Ar fi bine, totuși, ca aceste informații să fie grupate astfel. Mediul de viață. Înfățișarea. Modul de viață. Și curiozități. După aceea, putem să ne apucăm să scriem titlul descrierii. Ce animal doresc să prezint? Titlul descrierii mele este Pinguinul imperial. În cele ce urmează, o să scriu despre mediul de viață al pinguinului imperial. Iată ce am aflat eu despre pinguinul imperial. Am aflat unde trăiește. Pinguinul imperial trăiește în emisfera sudică sau la polul sud, în Antarctica. Aici este frig și este gheață. Ca să scriu primul fragment, nu trebuie să fac altceva decât să aranjez aceste cuvinte în propoziții. În al doilea alineat, prezint înfățișarea animalului. Cum arată el? Pentru că nu am fost sigură cum arată pinguinul imperial, am căutat informații despre pinguin pe internet. Dar aveți grijă să utilizați doar informațiile care provin din surse sigure științifice. Cu ajutorul cuvintelor cheie, am scris următorul fragment.
a venit timpul să scriu și despre modul lui de viață. Ce credeți? Ce mănâncă? Mănâncă pești și raci. Și scriu astfel următorul fragment. La final, urmează curiozitățile. Ce informații interesante am aflat despre pinguinul imperial? Credeți sau nu? Nu femela clocește, ci masculul. Am mai aflat că pinguinul rezistă fără hrană timp de 110-120 de zile. Se scufundă în apă până la 550 de metri adâncime. Ce credeți? Ce culoare au puii de pinguin? Puii de pinguin imperial au penaj gri. Dacă am adunat aceste informații, scriu propoziții cu ele. Și iată cum arată descrierea mea. În primul fragment din text am povestit despre mediul de viață al pinguinului imperial. După aceea am prezentat animalul, trăsăturile lui fizice, cum arată. În al treilea fragment din text am enumerat cu ce se hrănește pinguinul, iar la final am vorbit despre curiozități. Descrieți și voi animalul vostru preferat. Nu uitați să scrieți titlul. Unde trăiește? În pădure? În apă? Pe câmp? Sau în curte? Sau altundeva? Cum arată? Ce greutate are aproximativ animalul? Cum este capul animalului? Cum este corpul animalului?
ce mănâncă. Scrie acum câteva informații interesante despre animal. Eu vă mulțumesc că ați ales să învățați cu mine. Ne întâlnim data viitoare. La revedere, dragilor!